Fostul premier Vasile Tarlev revine în politică, acesta preia conducerea partidului Viitorul Moldovei, care până nu de mult era bugeacul nostru. Tarlev susține că a decis să modifice denumirea partidului pentru că sună bine și în rusă, dar și în alte limbi. Viitoarea forță politică se vrea un partid statalist care se pronunță împotriva aderării la orice structură politică sau militară. Este o vorbă în rusă. Se zice, spiașie narodă, либо исчезают, либо просыпаются рабами. Я не хочу быть робом чей-то. 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 Astfel, Tarlev preia conducerea Partidului Viitorul Moldovei, care până anterior s-a numit bugeacul nostru. Schimbarea denumirii are și o explicație. Viitorul Moldovei. Consider că e un lucru foarte bun și mulțumesc că ați susținut și ați înțeles acest lucru. Ușor este și în rusă, buducie Moldova, și în engleză, și în alte limbi, chiar și abreviatura e plăcută, e frumoasă. Gândul de a reveni în politică îi surâdea de mai mult timp, ne-a recunoscut anterior Tarlev, într-un interviu exclusiv pentru TV8. Și reveniți în politică? Încă nu știu, dar mă gândesc. A avut nevoie de tocmai 4 ani de zile pentru a decide dacă revine pe arena mare. Atunci spunea că pretextul ar fi reconstrucția stadionului Republican, proiect de anvergură anunțat cu fast în 2006, care nu a mai fost dus la bun sfârșit. Dar prima, dacă reveni, primul plan care ar fi reconstrucția, cred că trebuie stadionul Republican. Vasile Tarlev a fost cel mai longeviv prim-ministru. El a condus cabinetul de miniștri în timpul guvernării comuniste, mai exact în anii 2001-2008. Ulterior, Vasile Tarlev a preluat conducerea partidului Uniunea Centristă din Moldova, doar că nu a rezistat decât un an pe scena politică. A revenit la afaceri, iar în 2016 a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin, cu distincția Ordinul Prieteniei. Kremlinul preciza atunci că îi apreciază aportul la dezvoltarea colaborării economice cu Federația Rusă.